Bună ziua, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la ediția de astăzi a emisiunii Telemedicina. Vă mulțumim, doamnelor și domnilor, că ați ales și pentru astăzi programele postului nostru de televiziune. Iată, stimați telespectatori, că pentru această după-amiază ne-am gândit la o emisiune medicală cu o temă din domeniul pediatriei. De aceea am invitat-o alături de noi pe doamna doctor Codruța Iliescu-Halițchi, medic primar pediatru de la Centrul de Pediatrie Arcadia. Bine ați venit, doamna doctor, la emisiunea Telemedicina de astăzi, în direct cu telespectatorii noștri din toată Moldova. Așadar, le reamintim telespectatorilor noștri, ca de obicei, la orice emisiune medicală, telefoane în direct. Dumneavoastră, noi vom prelua aceste întrebări ale telespectatorilor, bineînțeles, din domeniul pediatriei, iar doamna doctor vă va răspunde, dragi prieteni, la întrebările dumneavoastră. Deci orice problemă, orice nelămurire aveți în legătură cu copilașii dumneavoastră, bineînțeles, teme de sănătate, așteptăm așadar întrebările dumneavoastră. 0232 229913, numărul nostru de telefon îl aveți și afișat pe ecran. Doamna doctor, încă o dată bine ați venit. Mulțumesc pentru invitație. Ne-am gândit la o temă destul de vastă, nu știu dacă o reușim să o epuizăm în această emisiune. Infecții respiratorii și generoasă. Eu vorbesc puțin cam pe nas, astăzi îmi cer scuze, da, sunt puțin cam răcită. Infecții respiratorii la copii. Și v-aș întreba cât de frecvente sunt aceste afecțiuni și chiar dacă am depășit sezonul de iarnă, să spunem, că lumea răcește în general mai mult iarna sau nu contează anotimpul? Spuneți-ne dumneavoastră. Nu cred că putem defini infecțiile respiratorii în funcție de un sezon turistic, între ghilimele. Infecții respiratorii la copil apar în orice moment al anului. E adevărat că incidența infecțiilor bacteriene e mai mare în sezonul rece, dar acum este sezonul infecțiilor virale. Schimbarea meteorologică la care am asistat în ultimele săptămâni, trecerea de la temperaturi negative la temperaturi pozitive și o trecere bruscă, a favorizat dezvoltarea și multiplicarea virusurilor cu tropism respirator și asistăm într-adevăr la un număr destul de mare de infecții respiratorii virale în acest moment la copii. Am putea spune că infecțiile respiratorii virale sunt mai periculoase decât cele bacteriene sau invers? Infecțiile respiratorii virale sunt mai frecvente pentru că și contagiozitatea este mult mai mare, transmiterea fiind predominant aerogenă, poate determina îmbolnăviri la un număr foarte mare de copii, mai ales la copiii care frecventează colectivitatea. Infecțiile bacteriene respiratorii sunt mai severe. Sunt cele care reclamă supraveghere, urmărire, urmărirea evoluției, uneori antibioterapie, de cele mai multe ori antibioterapie. Deci evoluția și complicațiile sunt mai furtunoase, să spunem, decât la cele virale. La infecțiile bacteriene. Și cele virale se pot complica. Deci să nu uităm că și infecțiile respiratorii virale pot îmbrăca tabloul unor infecții bacteriene. Pot evolua către o infecție bacteriană. Deci se pot complica, se pot suprainfecta. Și atunci tratăm, de fapt, o infecție virobacteriană. Așa. Cu debut viral, dar care se suprainfectează. Vom încerca să le trecem în revistă atât cât ne va permite timpul, pentru că sunt mai multe tipuri de infecții bacteriene, vă las pe dumneavoastră, și virale, vă las pe dumneavoastră să le clasificați puțin, să ne spuneți cu care vă confruntați mai frecvent. E foarte interesant acest capitol, pe mine mă pasionează în ultimii ani, mai ales că am luptat foarte mult și luptăm foarte mult în centrul de pediatrie unde lucrez pentru aflarea etiologiei infecțiilor respiratorii, pentru că e foarte important să-ți cunoști dușmanul, să știi cu cine te lupți ca să poți să-l învingi. Și atunci infecțiile bacteriene pentru noi au reprezentat oarecum un deziderat, așa, un obiectiv în a afla etiologia. Am pus la punct în ultimii 3 ani o tehnică de obținerea unor aspirate bronșice care să ne conducă la aflarea etiologiei la copiii care nu au fost tratați anterior cu antibiotice. Și ne-a permis așa să avem o imagine de ansamblu comparativă din 2012 până în prezent
și să știm cine ține podiumul, cum s-ar spune, da? Cine se plasează pe locul întâi în producerea infecțiilor bacteriene respiratorii la copil. Și am avut surpriza în ultimii 3 ani să ne dăm seama că pe locul întâi, în Moldova, deci în zona pe care noi o deservim, nu e doar pneumococul. Este o bacterie bine cunoscută, care se știe că ține locul întâi în producerea infecțiilor bacteriene la copilul până la 5 ani, cu vârsta până la 5 ani, dar este și o bacterie care sună așa foarte tropical, Moraxella catarrhalis. În aspiratele pe care noi am reușit să le obținem și la care s-a putut identifica bacteria, Moraxella catarrhalis a fost pe locul întâi împreună cu pneumococul. Ce ne-a permis această tehnică? În primul rând, abordarea terapeutică a copiilor care nu au beneficiat de izolarea bacteriei în aspiratul bronșic. Pentru că știind ceea ce circulă în sezonul respectiv, ce sensibilități și ce rezistențe are fiecare bacterie la antibioticele pe care le-am testat, am putut utiliza aceleași antibiotice la copii la care nu am putut identifica etiologia și care au evoluat favorabil. Adică ne-a permis, într-un fel, să scadem rata eșecurilor terapeutice. Ne-ați spus de aceste bacterii ca și factori determinanți ai bolii. Ai bolii. Există și factori favorizanți care Sigur. Întrețin, care ajută la dezvoltarea acestor infecții, fie Sigur. Ele virale, fie bacteriene? Există factori care țin de colectivitate. Faptul că nu există întotdeauna un triaj de foarte bună calitate din punct de vedere epidemiologic în colectivitățile de copii, că sunt primiți copiii care au o afectare respiratorie în colectivitate și ei sunt la rândul lor vector pentru ceilalți. Un alt factor favorizant ar fi factorul care ține de receptivitatea individuală. Sunt copii cu deficite imune, umorale. Deci copii mult mai vulnerabili la a face infecții respiratorii bacteriene. Și asta este o categorie de copii care trebuie identificată și care necesită o supraveghere particulară față de un copil sănătos, fără probleme imunitare. După aceea, lipsa prevenției de calitate. Faptul că în schema națională de vaccinare gratuită nu este inclus până la ora actuală un vaccin antipneumococic care să-i protejeze în situațiile în care copiii se întâlnesc cu această bacterie și care să-i facă pe copii mai rezistenți la această infecție, reprezintă încă un factor de risc important pentru infecția pneumococică. Spuneați foarte bine mai înainte, în colectivitate se pot contacta diverse infecții, fie ele virale, fie bacteriene. Foarte multe mămici se plâng în momentul când duc copilul la grădiniță sau la creșă, îl țin 2-3 zile, după care îl aduc înapoi acasă bolnav, îl tratează 2 săptămâni, din nou îl duc la creșă, se întâmplă același lucru și... Și îl țin din nou acasă. Exact, și îl țin din nou acasă. Și până la urmă, când a tras o linie, copilașul... Asta mai mult acasă. Unui trimestru a stat mai mult acasă. Da, e o situație frecventă. Unii spun, eu știu, e o vorbă în popor, lasă că se călește sau își întărește imunitatea. E adevărat? Ce părere aveți? E o discuție pe care o port, cred că, de cel puțin 2-3 ori pe zi cu familiile, cu aparținătorii copiilor care se adresează serviciul unde lucrez. De ce? Pentru că, într-adevăr, putem spune că o infecție virală poate să ne crească cantitatea de anticorp protectiv pentru anul respectiv, anul în curs. Da? Mă refer la virusul gripal. În urma unei infecții gripale, bineînțeles că vom produce niște anticorpi care ne vor proteja până anul viitor, când va circula o altă tulpină de virus gripal, față de care vom fi descoperiți din punct de vedere al apărării noastre imunitare. Dar să nu trăim cu impresia că trecerea copilului printr-o infecție bacteriană îl imunizează. Asta este un non-adevăr. Trecerea printr-o infecție bacteriană nu produce anticorpi protectivi, anticorpi cu memorie, de care organismul să-și aducă aminte, astfel încât copilul trecut prin infecția respectivă devine imun la bacteria respectivă. Acest lucru nu poate face decât o vaccinare
Vaccinarea, de exemplu, antipneumococică ne ajută să facem forme mai ușoare de boală pneumococică, dar nu ne imunizează 100%. Vaccinul antigripal, sunteți de acord, sfătuiți telespectatorii să facă acest vaccin, Da. să apeleze la acest vaccin pentru copilași? Sfătuiesc telespectatorii să-și vaccineze copiii cu vaccinul antigripal anual, cu condiția ca acel vaccin să fie obținut din tulpinele care circulă în România. Suntem totuși într-o situație particulară, în sensul că institutul care producea vaccinul antigripal anual nu prea mai funcționează. Și atunci importăm, practic, doze de vaccinuri din alte țări care nu ne ajută 100%, nu ne conferă protecția pe care ne-ar conferi un vaccin autohton. Vaccinarea antigripală are niște indicații cu totul și cu totul particulare pentru o anumită categorie de pacienți pediatrici. Mă refer la pacienții care au avut otite recurente. Se indică vaccinarea gripală anuală la pacienții cu imunodeficiențe, cu boli cronice, cu malformații cardiace, cu imunodeficiențe. Se întâmplă și situații în care pacientul este vaccinat, dar poate să facă mai târziu boala, infecția respectivă, Sigur, da? sigur. Există situații, de exemplu, când un pacient vaccinat pentru rotaviroză, da, de exemplu, face infecția acută. Diferența e că un pacient vaccinat va face întotdeauna o formă mult mai ușoară de boală, care poate scăpa de multe ori diagnosticului, față de un pacient care nu a fost vaccinat. Complicațiile sunt mult mai severe la Și cel care nu a fost și manifestarea semnele clinică, clinice sunt sigur, mult mult mai sever. mai severe. Se întâmplă la copiii pe care îi tratați dumneavoastră, pe care îi aveți în grijă, îi dispensarizați, vin la dumneavoastră chiar și pentru prevenție, să facă aceste infecții virale sau bacteriene de mai multe ori pe an? Se poate întâmpla, orice copil are voie să răcească, da? Așa cum și noi trecem prin episoade de viroz, dumneavoastră chiar acum a depășit Da. un episod viral, orice copil are voie să răcească. Totul este ca acele infecții să nu fie recurente, să nu fie repetitive și să nu se complice. Pentru că infecții virale, mai ales copiii care frecventează colectivitatea, au voie să facă 5 până la 7 episoade într-un an, da? E destul de greu pentru familie să accepte această cifră, această realitate. De multe ori ne dorim ca, mă rog, copiii noștri să fie ca niște feți frumoși, să nu răcească niciodată. Ori lucrul acesta nu este posibil întotdeauna. E adevărat că imunizarea prin bolile virale e o realitate. Ei, până la urmă, devin mai rezistenți trecând prin aceste viroze. Așa cum toate afecțiunile pot fi și acute și cronice, și infecțiile respiratorii sunt și ele la rândul lor și acute și cronice. Care sunt cele mai frecvente cu care vă întâlniți? Infecțiile acute, fără doar și poate. Infecțiile acute și dintre acestea? Dintre acestea, infecțiile tractului respirator superior, mă refer la guturai, faringoamigdalite, otite, laringite. Acum, de exemplu, este sezonul laringitelor, pentru că vremea asta foarte ploioasă a favorizat multiplicarea virusurilor cu tropism laringian. Bronșiolitele la sugar și la copilul până la 2 ani, cu vârsta până la 2 ani. Otitele. Sunt infecții foarte frecvente și foarte scapă de multe frecvente ori și care diagnosticului. Pot să dea complicații destul Sigur. Sigur. De severe. Dacă ar fi să o luăm așa sistematic ca la școală și să le spunem telespectatorilor noștri câte ceva din tabloul clinic, de la cea mai simplă formă, să spunem guturaiul, cum se manifestă și care este etapa de trecere pentru faza următoare? E cum foarte... știe pacientul că s-a complicat deja afecțiunea lui? E o întrebare foarte interesantă, e ca o minge pe care o percep, mi-o aruncați așa la fileu. Chiar astăzi am discutat cu studenții de la medicină care fac stagiu de pediatrie în centrul Arcadia. Că e foarte important în clipa în care intri în salonul unui pacient sau în cabinetul de consultații, mai întâi să vezi, apoi să asculți. De ce? Pentru că foarte multe dintre semnele clinice pe care le prezintă copilul, sunetele pe care le asculți în clipa în care consulți copilul, te pot orienta, te pot ajuta în diagnostic.
Guturaiul este infecția cea mai banală. Guturaiul se manifestă predominant prin obstrucția nazală. Copilul nu mai poate mânca, nu își mai poate desfășura activitatea, joaca cu care el este obișnuit în fiecare zi, din cauza obstrucției nazale, din cauza faptului că are nasul înfundat. Și părinții sunt foarte îngrijorați pentru că vin și spun: doamna doctor, copilul meu are nasul înfundat, dar nu-i curge nimic. E situația în care inflamația mucoasei nazale este atât de importantă în contextul virozei, încât nasul nu-i curge anterior, deci nu se exprimă printr-o secreție nazală abundentă. Asta se va întâmpla în următoarele 2-3 zile de boală. Dar este faza în care ar trebui pacientul să fie consultat, să fie evaluat, fie de medicul de familie, fie de medicul pediatru, pentru a se porni cu un start, pentru a ști cum a fost pacientul respectiv în momentul inițial al infecției, pentru că el va trebui să fie supravegheat în următoarele 3 zile. În general, evoluția virozelor este întotdeauna 95% dintre situații spre vindecare, cu o supraveghere corectă, cu un tratament minim, care să se ocupe mai mult de starea de hidratare a copilului, cu o dezobstrucție nazală, cu o curățare a secrețiilor nazale, și cam asta înseamnă tot ce facem noi în materie de terapie la un guturai. Dar un copil cu guturai trebuie supravegheat, pentru că poate să intervină în situațiile în care vine în contact cu alți copii care frecventează colectivitatea sau cu alți adulți care au o grefă bacteriană, se poate suprainfecta și poate deveni într-adevăr o infecție serioasă. Ce ar trebui să știe părinții și ce ar trebui să îi preocupe în mod special în infecțiile virale la copil este apariția semnelor de gravitate. În situația în care apar zgomote cu totul particulare, mă refer la wheezing, la o respirație șuierătoare a sugarului mic, la apariția geamătului respirator, care reprezintă un semn important pentru o pneumonie, pentru o infecție severă pulmonară, la apariția semnelor de insuficiență respiratorie, de efort respirator, copilul depune efort ca să respire, la apariția stridorului laringean, a unui zgomot de sticlă spartă, da, de sticlă înfundată, care corespunde unei obstrucții laringiene importante. Deci orice modificare a stării generale a copilului, orice apariție a acestor semne de gravitate, trebuie să-i facă pe părinți să ceară părerea unui specialist, a unui medic pediatru sau unui medic de familie. Probabil că la sugar se traduce și prin acea dificultate de alimentație. El nu poate respira foarte bine și atunci se întâmplă cel mai frecvent la sugar, la copiii mici care sunt alimentați la biberon, și atunci, bineînțeles, că obstrucția nazală interferă cu prânzul. Dar să știți că obstrucția nazală importantă poate împiedica alimentarea normală și a unui copil mai mare, și a unui copil preșcolar. Chiar astăzi am văzut o fetiță care avea obstrucție nazală atât de importantă că nu se putea alimenta. Da? Și atunci ce faceți în astfel de situații? Îi ajutați cu picături? Le recomandați? Îi ajutăm în primul rând cu medicații antiinflamatorii, pentru că ceea ce împiedică respirația normală este edemul important al mucoasei nazale, și atunci, ca să ajuți copilul să respire corect, intervenim cu medicamente antiinflamatorii, fie sub formă sistemică, pe cale sistemică, fie sub formă de aerosoloterapie, da? Intervenim cu decongestionante nazale, deși știți foarte bine, decongestionantele nazale sunt puține ca număr, ca utilitate la vârste pediatrice, mai ales sub vârsta de 2 ani nu prea folosim vasoconstrictori, pentru că ele au efecte sistemice generale. Determină agitație, pot determina în utilizarea abuzivă hipertensiune arterială la copil. Deci, din punctul ăsta de vedere, medicația nu este foarte generoasă. Dar există soluții terapeutice prin care să ajutăm copilul să respire cât mai bine, să depășească cu bine această fază neplăcută a bolii. Chiar un telespectator întreba dacă într-adevăr aceste soluții cu efect decongestionant nazal pot da dependență, dacă pot să creeze dependență la pacient. Pot crea dependență, pot crea atrofii
ireversibile ale mucoasei nazale pot practic genera el multe poate complicații. Ajunge să nu mai poate respira decât, cu ajutorul. Picăturile. Se poate Dacă nu-și întâmpla. Pune picăturile, nu mai poate respira decât pe gură. Se poate întâmpla. Dar, general, când ajungem la, înainte de a ajunge la această concluzie că obstrucția nazală este datorată unui fenomen de obișnuire cu preparatul respectiv, este bine să înlăturăm alte cauze de obstrucție. Deci e bine să ajungem la concluzia aceasta după ce am eliminat celelalte cauze de obstrucție cronică la copil. E vorba de vegetații? E vorba de vegetațiile adenoidiene, de vegetațiile adenoide obstructive, pentru că vegetații adenoide au foarte mulți copii, dar nu toate se comportă obstructiv. Deci vegetații sau polipi, așa vegetații cum sau se polipi. Știe exact. În popor. Da? Și foarte multe mămici, părinți în general, merg să opereze copiii de polip sau de amigdale. Era înainte o modă. Da? De operație de amigdale. Nu știu acum dacă... La ora actuală, ba da, există, chiar am observat împreună cu colegii noștri oreliști, o creștere alarmantă a incidenței hipertrofiei țesutului amigdalian, pentru că, practic, acești polipi, cum îi denumim în popor, fac parte dintr-un inel limfatic, un inel limfatic orofaringian, care se cheamă inelul lui Lușca. Polipii reprezintă, de fapt, tot o amigdală, este o amigdală localizată undeva în spatele foselor nazale. Și am observat în ultimii ani, în ultimii 3-4 ani, o creștere alarmantă a incidenței hipertrofiei acestui țesut la sugari și la copii foarte mici. Indicația de intervenție chirurgicală, de scoaterea acestor polipi, da, de adenoidectomie, există atunci în situația în care acești polipi se comportă obstructiv, obstrucționează major orificiile nazale în posterior, împiedicând o respirație normală, fiind un factor favorizant permanent de infecție respiratorie sau obstrucționând comunicarea cu urechea medie prin trompa lui Eustachiu și generând astfel otite medii recurente. Sunt mulți copii care la ora actuală beneficiază de astfel de intervenții chirurgicale. Din punct de vedere al intervențiilor adresate hipertrofiei amigdaliene, la ora actuală se practică, între ghilimele, o chirurgie estetică amigdale, o chirurgie reductivă și nu o ablație complet. Cazurile sunt puține, cele la care se recurge la ablația completă, doar în situația în care există fenomene de apnee obstructivă în timpul somnului, printr-o hipertrofie importantă, atunci se poate ajunge la... Deci în niciun caz nu se face o intervenție chirurgicală profilactic. În niciun caz. Scoatem polipii și amigdalele ca să nu avem probleme mai târziu. În niciun caz. Nu există această concepție. Amigdalele și polipii au rolul lor. De fapt, reprezintă o barieră care cantonează oarecum infecția în sfera orele, în sfera... Altfel, pacientul va răci mult mai și se vor produce infecții bacteriene în sfera în căile respiratorii inferioare. Da, există acest Care risc. Sunt cele mai frecvente infecții respiratorii inferioare? Bronșiolita la copilul mic, la sugal și copilul până la 2 ani, e o infecție virală, foarte frecventă, de obicei cu evoluție extrem de dramatică și spectaculară așa în primele zile, dar în cele mai multe dintre situații cu restituția ad integrum în 5 până la 7 zile. Pneumoniile, să știți că avem foarte multe pneumonii cu debut viral, dar care se suprainfectează bacterian. Avem și suficient de multe infecții, pneumonii lobare, pneumonii pneumococică, clasică, lobară. Avem încă destule cazuri în supraveghere și în urmărirea noastră. Și chiar le spuneam studenților că o boală clasică, pneumonia pneumococică, franc-lobară, care apare în toate tratatele de medicină internă pe care am studiat-o în studenție, am studiat-o și în timpul rezidențiatului, este o boală care în mod normal ar trebui treptat să dispară. Dacă am aplica vaccinarea de rutină a copiilor, vaccinarea antipneumococică, ar trebui să rămână o boală istorică. Deci această vaccinare, să înțelegem că nu se face la ora actuală antipneumococică? Vaccinarea antipneumococică se practică facultativ. E o vaccinare pe care
părinții care sunt informați de existența acestui vaccin optează pentru a o face copiilor sau nu. Și e foarte bine să o facă. E foarte bine să o facă, e foarte bine să facă o schemă completă de vaccinare, pentru că și aici apare un mesaj oarecum distorsionat, în sensul că sunt sfătuiți părinții, de exemplu, să facă o singură doză de vaccin înainte de a introduce copilul în colectivitate. Fără ca părinții să știe că, de fapt, o doză, o singură doză de vaccin nu înseamnă o protecție 100%, ci doar o protecție de 50%. În 50% din situațiile în care copilul se întâlnește cu pneumococul, el este protejat. O schemă de vaccinare completă implică 4 doze de vaccin antipneumococic făcute în primul an de viață. V-ați întâlnit cu părinți oarecum reticenți la aceste vaccinuri? Da. Chiar e o luptă pe care cred că o ducem în fiecare zi în pediatrie, apropo de acest refuz al părinților de a-și vaccina copilul. Nu neapărat cu acest vaccin, în general, de pneumococ, cu toate vaccinurile, la modul general, de a evita vaccinarea copilului, preluând de pe site-uri mai puțin sau mai mult verificate de pe internet, din forumurile părinților, idei oarecum trunchiate, în sensul că vaccinurile n-ar fi corect purificate, că ar fi bogate în mercur, că ar fi producătoare de boli autoimune. Există tot felul de discuții și de ipoteze din astea, teoria conspirației, care circulă foarte mult în informațiile pe care le primesc părinții și care nu întotdeauna sunt reale. E foarte greu totuși și pentru un părinte să-ți asumi o astfel de responsabilitate, să spui medicului curant că refuzi să faci vaccinul pentru copilul tău și să apoi să asiști la o evoluție a unei boli foarte grave și să nu poți să faci nimic pentru acel copil. Care ar fi putut fi prevenită prin vaccinare. Da, vorbim de poliomielită, tetanos, de difterie. De difterie, de boli care au fost considerate eradicate, dar care dacă va crește populația nevaccinată, ele pot deveni din nou boli cu circulație mondială. Da, aici cred că intervine foarte mult talentul și arta cu care știe un medic de familie sau un medic pediatru să poarte discuția cu părinții. Pentru că de cele mai multe ori eu chiar le spun părinților, e bine să vedeți și fața nevăzută a lunii. Fața văzută o știm cu toții, da, e plină de cratere, de foste mări, dar fața nevăzută este cea pe care trebuie să le prezentăm noi, expunându-le și riscurile la care copilul se expune în situația în care nu este vaccinat. Cu ce categorie de vârste de copii lucrați mai ușor? Am putea spune că, eu știu, cu sugarii sau cu nou-născuții lucrați mai greu, comunicați mai greu cu ei sau ați reușit să înțelegeți limba lor? Pentru că aveți o experiență destul de vastă. Eu cred că e foarte frumos să lucrez cu copilul pentru că copilul este extrem de cinstit în reacția lui. Nu ascunde nimic. Nu ascunde absolut nimic. Deci trebuie să știi să-l privești și să percepi toate semnele, să asculți toate mesajele pe care vrea să ți le transmită. Uneori chiar și plânsul unui sugare are o valoare semiologică deosebită pentru un pediatru. E adevărat că experiența o capeți în timp și ajungi să distingi plânsul de durere de plânsul de colice a unui sugar sau de plânsul de alint al unui sugar. Fiecare categorie de vârstă are particularitățile ei. Eu zic că nou-născutul are o lume a lui, așa, nou-născutul este lacrima lui Hristos, nu lacrima Cristi. Pe el trebuie să-l expui cât mai puțin la gesturi terapeutice, trebuie să fie eficient, dar fără să-i tulbure echilibrul. Sugarii sunt o categorie de pacienți pe care te poți baza că va colabora cu tine întotdeauna, pentru că totul este să știi să te apropii de el. Cel mai greu mi se pare categoria de vârstă 3-5 ani, pentru că e vârsta la care copiii încep să fie independenți, încep să frecventeze colectivitatea, încep să aibă propriile păreri, încep să-și impună propriile păreri, dar e o categorie la care, dacă știi să-i capeți complianța, poți obține informații foarte valoroase. Și dacă vin cu bunicii la consultație, probabil sunt mai alintați decât de părinți? Nu neapărat. Nu neapărat.
Nu neapărat. Acum depinde. Sunt familii și familii. Sunt familii care își petrec puțin timp și regretă faptul că au puțin timp la dispoziție să-și îl petreacă cu copiii. Și atunci copiii, să știți că ei percep imediat și valorizează atenția aceasta exagerată pe care o acordă mamele în timpul ăla puțin rămas la dispoziție. Și atunci știu și ei să exploateze. Sigur, la rândul la lor, maximum. La maximum. Da. Spuneați, doamna doctor, cu puțin timp în urmă, că otitele sunt afecțiuni destul de frecvente, dar și destul de grave, pentru că pot da complicații la un moment dat nu tocmai eu știu, îmbucurătoare, să spunem. Adică trebuie să trimitem pacientul imediat în altă secție, poate chiar și la infecțioase, la un moment dat. Cum se manifestă o otită, ca să știe telespectatorii care ne urmăresc, cum se manifestă și când trebuie să apeleze la medic părinții? Manifestările clinice ale otitei la sugaș și la copilul mic sunt extrem de atipice și nespecifice. Practic nu există un semn caracteristic. Copilul mic nu poate să spună că îl doare urechea. Copilul mare spune imediat: au, mă doare urechea. Și atunci știi că trebuie să te adresezi specialistului, bănuind, mai ales dacă există și o febră premergătoare, apariție otalgiei, te adresezi orelistului pentru că bănuiești copilul respectiv a dezvoltat o otită. În schimb, la sugaș și la copilul mic aceste semne nu există. Ce trebuie să atragă atenția este febra nejustificată, febra la care practic nu găsești nicio explicație. Agitația nocturnă a copilului. Vin mămicile și spun: doamna doctor, nu știu ce se întâmplă cu copilul meu, are câteva nopți de când nu doarme. Se trezește din somn plângând, adorme la locul greu și se trezește din nou plângând. Nu mai mănâncă cum mânca înainte, îmi refuză sânul, refuză alăptarea. Astea sunt semne care trebuie să ne îngrijoreze, care trebuie să ne ducă cu gândul că acel copil poate să dezvolte o otită. Sau diareea. Diareea apărută din senin, care de multe ori pe părinții îngrijorează în ideea că au făcut o infecție enterică, dar în realitate poate fi o manifestare funcțională a unei otite. Deci întotdeauna un pacient care are o diaree sau se adresează pentru o diaree trebuie căutat activ și pentru o infecție otică. Este valabil și pentru copilul mic și pentru copilul mai mare? Diareea, să spunem... Nu, în general este apanajul sugarului. Sugar, copilului la mic. Sugar. Da. La sugar. La copilul mai mare sunt alte semne. La copilul mai mare știe să povestească, să spună ce anume îl doare. Mai greu e depus diagnosticul la un astfel de copilaj mai mititel, la sugar. Da. Respectiv la sugar. Deci mămica sau, eu știu, bunica, cine are grijă de copil, imediat trebuie să apeleze la medic. El face febră. În general, copilașii mici fac febră foarte mare. Sigur. Și copiii mai mari pot face febră. Această febră mare poate duce la o complicație. Sigur. Cea mai redutabilă complicație este convulsia febrilă. De asta ne temem cu toți, de asta se tem toți părinții. Convulsia febrilă care poate să apară la copilul cu vârsta până la 6 ani, în situația în care se produce o creștere rapidă, brutală a febrei. Peste 38,5, unii copii pot dezvolta convulsii febrile. Nu toți copiii care fac febră vor dezvolta convulsii, dar există un anumit procent care pot să prezinte această complicație. Ce trebuie să facă părinții atunci, în acest moment? Deci copilul are febră destul de mare, până când vine la medic, până când reușește să vină medicul la domiciliu pacientului. Ce face mama sau cel care are grijă de copil? Primul gest este legat de combaterea febrei. Administrarea unui antitermic. În primul rând, paracetamolul. Paracetamolul este antitermicul, ar trebui să fie antitermicul de primă intenție. Și în al doilea rând, împachetările, metodele fizice, care par așa, puțin ciudate. Am avut și tătici care ne-au reproșat, voi, pediatri, cu cârpele voastre umede. Până la urmă, e o metodă fizică care reușește să scadă extrem foarte de rapid, foarte eficientă febra, pentru că totul este să acționăm rapid, astfel încât febra să scadă sub pragul la care se poate produce convulsia febrilă. Știm cu toții că un medicament antitermic administrat are nevoie de ceva timp până să intre în acțiune, de 20, uneori chiar 30 de minute. Ei, noi trebuie să acționăm până când antitermicul începe să acționeze, în acele 20 de minute,
să scădem cât mai repede febra sub pragul de 38,5, dincolo de care se poate produce convulsia febrilă. Iar împachetarea, dacă este făcută corect, reprezintă o metodă foarte rapidă și foarte eficientă. O împachetare la nivelul întregului corp, nu? De fapt, sau numai șosețele cu... Nu șosețelele udate, nu? Împachetarea se face cu un prosop îmbibat în apă de la temperatura camerei, care se plasează de sub axilele copilului, lăsând membrele superioare libere, picioarele libere, ca să piardă căldura. Copilul se acoperă cu un prosop uscat și pe măsură ce prosopul umed se încălzește, pentru că sunt situații în care copilul este are febră atât de mare încât se încălzește prosopul respectiv, el trebuie umezit din nou sau zvântat la temperatura camerei și pus din nou până când aducem febra sub pragul de 38,5. Un telespectator spunea că folosea pentru copilașul său șosețele cu oțet, îmbibate în oțet și batiste puse pe frunte. Sunteți de acord? E o metodă legendară folosită. E valabilă sau nu? Noi nu folosim aceste comprese impregnate în oțet. Oțetul este o substanță revulsivă care termină o vasodilatație locală. Dar foarte mare atenție să aveți la diluția pe care o faceți, pentru că se pot întâmpla și leziuni de tip eritem, da, provocate de oțet. Sunt copii cu piele mult mai sensibile, cu piele atopică. Mai e și mirosul acela mai începător. Mai e și mirosul ăla neplăcut, n-ar fi numai mirosul, dar atenție să nu provocați leziuni de dermatită prin iritativă la contactul cu oțetul respectiv. Cel mai bine e să prevenim o anumită afecțiune, e valabil nu numai în categoria infecțiilor respiratorii, e valabil în toate tipurile de afecțiuni de care discutăm aici la telemedicină. Ce ne spuneți despre prevenție, doamna doctor? Cum vă ocupați, cum colaborați cu pacienții dumneavoastră la Centrul de Pediatrie Arcadia? Cum colaborați și cum vă ocupați de această latură? Din punctul meu de vedere, e un lucru îmbucurător în ultimii 2 ani că perechi tinere de părinți care au un copil se prezintă la o consultație pediatrică fără să-și aducă neapărat copilul pentru a pune întrebări. Fiind cu un carnețel în care își notează toate nelămuririle, toate neliniștile, stăm de vorbă o jumătate de oră, o oră despre toate problemele lor, luăm decizii împreună. Acesta reprezintă un punct de plecare sănătos pentru o prevenție de calitate. De ce? Pentru că ne permite să formulăm indicații veritabile de prevenție. Putem purta discuția în jurul vaccinurilor pe care ar trebui să le facem copilului, la vârste la care le putem efectua, să nu depășim limita de vârstei de vaccinare eficientă, mă refer la diareea cu rotavirus, limita este până la 6 luni, dincolo de 6 luni vaccinul respectiv își pierde din valoare pentru că nu mai este imunogen și e bine ca părinții să fie informați că există acest vaccin, că se poate face, să nu ajungem să purtăm discuția la 2 ani când toată lumea regretă că a ratat vaccinarea respectivă și că copilul a trecut prin boală, că s-a imunizat făcând o astfel de infecție. Deci, din punctul ăsta de vedere, Centrul de Pediatrie din Arcadia nouă ne oferă această posibilitate de a purta discuții cu pacienți din perioada, cu părinții pacienților din perioada de nou născut, pentru că centrul deține și spitalul deține și o maternitate, astfel încât putem urmări în timp pacientul din perioada de nou născut până la majorat. Da, bucuria și împlinirea dumneavoastră este mult mai mare. Foarte mare. Când cunoașteți un copilaș din momentul în care s-a născut, a fost urmărit de neonatolog și... Sigur. Este preluat de pediatru, putem face discuții preventive, putem acționa în timp util pentru a nu da naștere unor îmbolnăviri care altfel ar fi putut, care ar putea fi prevenite. Tot în acest capitol al prevenției, cu siguranță intră și un regim igienodietetic, eu știu, chiar o igienă, eu știu, noțiuni de strictă igienă, spălatul pe mâini. Copilul trebuie să știe foarte bine că în momentul în care nu se spală pe mâini și folosește, eu știu, alte obiecte ale colegului de bancă care este răcit, se va îmbolnăvi și el, nu?
Sigur, paradoxal, sursa de infecții cea mai frecventă la copil o reprezintă jucăriile. Cel puțin pentru bolile digestive acute, pentru gastroenterite, pe primul loc cred că jucăriile sunt sursele, pentru că sunt obiecte din plastic care nu pot fi dezinfectate, care reprezintă o sursă foarte, foarte bună de îmbolnăvire. E foarte adevărat că printre măsurile de prevenție a infecțiilor respiratorii, noi subliniem întotdeauna renunțatul la fumat, pentru că fumatul pasiv al copiilor reprezintă un factor de risc pentru infecții recurente. După aceea, colectivitățile, aglomerațiile, centrele de joacă, supermarketurile, mall-urile, sunt tot felul de spații de joacă amenajate în supermarketuri care, într-un fel, îi ajută pe părinți să-și facă shoppingul foarte relaxați, dar să știți că aceste centre de joacă pot favoriza transmiterea foarte frecventă a infecțiilor respiratorii, prin faptul că sunt spații închise și aglomerate. Deci există un risc acolo de a contacta diversi viruși sau, sigur, sau chiar bacterii. Bacterii, da. Ar mai fi acest obicei al românilor de a-și săruta copilul. Suntem o nație care ne iubim foarte mult copiii, punem în centrul existenței noastre, dar să știți că foarte multe dintre îmbolnăviri se pot transmite prin secrețiile pe care oricine din anturajul copilului le poate inocula copilului prin acest sărut. Da? Sărutul pe față, sărutul pe gură. Un copil mic, cu cât este mai mic, trebuie protejat mai mult împotriva acestor infecții pe care noi le putem transmite. Atunci ne gândim și la eventualii vizitatori care vin la copilul mic, categoric, la sugar, la nou născut, că vin să vadă copilașul și mămica așa întoarsă este de la spital acasă. Așa este. Și atunci cu cât vin mai mulți, cu atât pericolul este mai mare. E mai mare. Poate că unii părinți realizează, unii poate că nu realizează, alții, eu știu, din bun simț să nu supere prietenii respectivi, îi lasă și acceptă. Acceptă, vor să ia și copilul în brațe, să-l sărute, cum să-l sărute, spuneați și dumneavoastră, sigur, să-l mângâie. Eu așa mai observ prin supermarketuri noi născuți, în sugari foarte mici care sunt plimbați cu căruciorul prin raionul ăla de produse congelate, în perioade în astea de vârf. Nu cred că este locul cel mai potrivit pentru un sugar atât de mic. Și au fost situații în care, vă spun cinstit, că i-am semnalat mamei că n-ar fi foarte bine să-l mai plimbe prin, să-l mai lase puțin să crească, să-și capete o rezistență naturală la infecții, pentru că, într-adevăr, aceste spații comerciale foarte aglomerate reprezintă o sursă de îmbolnăvire pentru copilul mic. Uneori și pentru un adult e destul de incomod. Să mergi în spațiile acelea aglomerate și sigur, în zonele cu frigidere, unde dacă nu ești bine îmbrăcat, da, mai cărăcești. Doamna doctor, timpul a trecut repede, ne-am apropiat de final. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați venit la noi, pentru că ați fost în direct cu telespectatorii Prima TV. Vă mai așteptăm pentru că, de fapt, am început o discuție, ar fi încă multe de vorbit, capitolul e vast, infecțiile... Sigur, foarte generos. Și foarte generos, infecții respiratorii, bacteriene și virale. Vă mulțumim foarte mult și vă mai așteptăm la noi. Iar și eu vă mulțumesc pentru invitație. Pe telespectatorii noștri îi rugăm și invităm să rămână alături de emisiunile Prima TV. Noi ne revedem săptămâna viitoare, luni, la aceeași oră. La revedere și multă sănătate!